Diana Șoșoacă intră în Parlamentul European, la fel și Luis Lazarus. SOS, partidul Dianei Șoșoacă, obține 2 mandate în urma numărării a peste 97% dintre voturi în diaspora. Partidul Dianei Șoșoacă este pe locul 4. Am o solicitare la STS. Ia-ți labele de pe voturile românilor. Pentru că și dumitale, domnule director general, îți voi face o plângere penală și mai am plângeri penale deja făcute pentru cei cu viză de flotant. Deci au început să dea inclusiv sondaje, deși n-au voie, da? Nu au voie, se încalcă legea. Dând pe nenorociții de la putere cu 50%, este o minciune, nu mai au nici 10%. Deja e 59, dați-i drumul odată. Telecomanda. Hai măi, că nu așa se face. Păpune, lăsați-l acolo unde era. 45 de secunde, oameni buni, hai cineva să vedem să spună secundele. Cât au furat. Noi trebuie să avem peste 40%, fiți atenți aici. În secțiile de votare trebuie mers peste ei. Pentru că astea nu sunt alegerile corecte. Noi știm foarte bine ce înseamnă alegeri corecte. Și ați auzit în direct cum se fură și cum s-au vândut voturile. Și nu s-a numărat nimic. Asta este o minciună ce vedeți voi la televizor. La momentul ăsta nu s-a numărat nimic. Și gândiți-vă că mai e diaspora de care trebuie să voteze.